Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul cu numărul 38 din care cu Oțelul Galați. Astăzi avem finalul sezonului 3. Vom juca finala cupei, putem câștiga un, un trofeu la sfârșitul acestui sezon, un sezon care, după părerea mea, n-a fost rău, pentru că am ajuns până în semifinalul unei competiții europene, dar în campionat am terminat pe cea mai proastă poziție până acum, pe locul 3. Dar sperăm să fie bine în continuare, așa că v-aș ruga să apăsați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să intrați în descriere, să deveniți membri dacă vreți. Vreau să-l felicit pe câștigătorul giveaway-ului, care e Ice. Cred că când voi posta acest videoclip, deja biletele au ajuns la el și poate vedeți deja asta pe Instagram. Așa că vreau să-l felicit și vă mulțumesc și vouă celor care ați participat la acest giveaway. Haideți să dăm drumul la acest videoclip. Pentru început avem două oferte pentru Borbei, jucător pe care vreau să-l vând și mi-a spus și voi prin comentarii să-l vând. Nu-l mai suportați nici voi, da, pe eu. <laughs> și o să-l dăm pe Borbei. Parma-l vrea, Hai să negociem, poate să duce la Parma, am putea scoate 700, poate chiar și mai bine. Dar am negociat cu Philadelphia prima dată. Hai că dau ăștia și după aia negociem cu Parma. Am cerut 2200, s-au apropiat de sumă, dar nu au vrut să dea, așa că negociem cu Parma și cerem tot pe acolo, să vedem, poate la 2 milioane ne înțelegem. Am cerut 2150 și din prima mi-au refuzat. Da, deci trebuie să mai scad un pic din pretenții, oricum o să mai vină oferte pentru Borbei. Finala Cupei României împotriva celor de la Hermannstadt, ultimul meci al sezonului, după care urmează uh, o statistică și vom trece în sezonul următor. Așadar, în această partidă, unde putem câștiga primul trofeu din acest sezon, vom juca cu Pier în poartă, Luna Weber, Perea, ce aveți pe linia de fund. Uh, la mijlocul terenului e Cisoti, care e capitan, Bucur, Cadlec uh, și el acolo în fața lor. Uh, Pitu, Pop și Dobre, atacul nostru clasic. Italianul Cisoti e la ultimul său meci ca jucător profesionist. La ei îl vedem pe Rojas al nostru în poartă, e titular, e și Iacobs acolo pe jucător pe care l-am vândut noi, Dimitrov, Deion, care e împrumutat de la noi, jucătorii noștri sunt acolo. Hai să-i dăm drumul la partidă și să vedem dacă reușim să câștigăm acest meci. Un meci important pentru noi, dacă nu câștigăm nici cupa, nu știu, e ciudat rău, chiar e un sezon ratat. Dar dacă câștigăm cupa, avem un trofeu și în acest sezon și totul uh, poate să fie bine. Iuri Cisoti foarte bine recuperează aici. Cisoti la ultimul sau meci ca jucător uh, al, de fotbal. Practic, iată, pasează decisiv la Pantera Alex Pop, care deschide scorul. Și e el capitan. Era Cisoti capitan. De ce, de ce nu s-a pus bandera la Cisoti nu știu, el trebuia să fie capitanul nostru în această partidă, dar în fine nu mai contează, oricum Cisoti uh, îi pasează decisiv lui uh, Pop care înscrie cu un șut frumos din prima cu stângul și îl învinge pe portarul nostru, practic Rojas, Rojas care va juca destul de mult în sezonul următor când va veni la noi, iată că descriem scorul foarte repede în finala cupei, începem bine. Excelent, Cisoti. Doamne, ce meci face Iuri Cisoti. Pitu, băi, trimite lui Cisoti să roha scoate. Putea să și înscrie la ultimul sau meci. Doamne, ce meci face. De ce nu e banderola pe brațul lui? Eu am schimbat acolo, dar... A rămas banderola la pop. Să vedem centrarea lui Pitu. E foarte slabă. După părerea mea, dar minge ajunge la Perea. E gol, mă. 2 la 0. Iată că îmi scrie și uh, mexicanul Perea un corner executat ciudat la marginea careului, o recentrare acolo a lui Bucur și golul lui Perea care ne duce în avantaj 2-0. la 0. Suntem în avantaj mare în acest moment și nu cred că ne mai uh, poate întoarce Herman Stadu, deși mai e mult timp la dispoziție. Jucăm foarte bine, ce preluare bună a lui uh, Perea și șut din vole ca un atacant veritabil. Iată, preluare pe piept șut cu stângul de lângă Bejan. Rojas n-are nicio șansă și e 2 la 0. Bravo, mă, perea, mă. Excelent, Cisoti. Doamne, fereste, e de neîntrecut la mijlocul terenului. Prea bun italianul la ultimul meci. Să-l vrem pe bucur. Pasă către Cadre. Mai departe, Alex Pop, către Dobre. Dobre nu poate să treacă de Bejan, care... Cred și el e la ultimul meci ca fotbalist. Iată-l pe Dobre. Să vedem un power shot cu Dobre. Șutul lui Dobre pe jos. Roha scoate. Iată ce intervenție bună are portarul nostru. Iată-l pe cadre ca scot scoțând un corner, sper. Da, e corner. 2 la 0 la pauză. Uh, conducem uh, după golurile lui Pop și Perea. Să vedem dacă repriza a doua ne aduce uh, încă un gol, măcar. Cred că o voi da geamturizat pentru că nu vreau să, <coughs> să văd ceremonia, nu știu. Mă, mă plictisește, pentru că e aceeași animație. Dobre, intră bine în centru aici, uh, Alex Dobre, să-l vedem pe Dobre. Dobre, cu un șut de la distanță, scoate Rojas, e corner. Foarte bună incursiunea lui Dobre și șutul la fel, unul extrem de puternic și bun în centrarea același Dobre pe portar de data asta. Pop, pleacă Cadlec, să-l vedem pe Cadlec, Cadlec se descurcă bine, foarte frumos dribbling lui Cadlec, Cadlec pasă către Pantera, Alex Pop care înscrie 3 la 0. Nu se mai poate întâmpla nimic în această partidă dublă pentru Pantera, Alex Pop și avem 3 la 0 pe tabelă, o finală câștigată și lumina asta îndată îmi vine în cap. Da, excelent. Stai mă acolo. Așa. O finală câștigată. Așa dar câștigăm un trofeu în acest sezon. haideți să facem schimbări și cred că voi da geamturizat rezalt. Să-l bag pe Cristian locului Dobre. Va intra Becker, va intra Ibrahim. Cadle se intră Bucur aici. Vreau să l-am băgat pe bancă. Celul uh, celălalt Bucur, Cătălin, a jucat excelent alături de Cisotii la mijlocul terenului. Nu i-a schimbat pe niciunul dintre ei, mai ales pe Cisoti, care trebuie să ridice trofeul la sfârșitul meciului. Să hai să mai jucăm. Vreau să mai joc. Iată-l pe Ibrahim. Pleacă Becker acolo Becker primește în care o să vedem pe Alex Becker. Becker încearcă să se întoarcă acolo o minge la Bucur care careștease din întoarcere pe lângă. Nu știu de ce n-a intrat mai repede în posesia mingii, dar a e. E fluier final al meciului. Câștigăm această finală cu 3 la 0, un meci dominat cap coadă. Câștigăm așadar un trofeu un trofeu care nu ne ajută pentru că oricum să eram în calificați în cupele europene, dar nu știu, poate ne duce cu un tur mai sus, habaram nu știu dacă e chestia asta în FIFA. Nu o știu, dar important este că am câștigat și Iurici Soti părăsește scena fotbalului, iată-l aici luat în brațele cu echipieri, părăsește, părăse, părăsește, da, părăsește așadar scena fotbalului uh, cu uh, un trofeu și mă bucur foarte mult pentru el, o va ridica trofeul chiar el, pentru că el e capitanul. Hai să vedem ceremonia asta, Cristea iată-l aici, un jucător foarte important pentru noi în acest sezon, Ibrahim poate unul dintre cei mai tehnici jucători pe care am avut-o vreodată la vreo carieră, mi se pare excelent cum driblează băiatul ăla. Și iată-l pe Cisoti, numărul 30, număr care va fi retras. De la noi nu va mai purta nimeni numărul 30 după retragerea lui Iuri Cisoti. În semn de respect pentru capitanul nostru. Vreau eu să fac asta. Pentru că numărul 30 nu e unul atât de important, nu prea uh, are nimeni numărul 30. Așa că eu vreau să-l retrag de la Oțelul Galați. Iată-l pe Cisoti. Se, uh, se, bucură aici alături de coechipierii săi și de trofeu. Câștigăm așa la cupa României în acest sezon. Omul meciului este... Pop, cu uh, 9.8, 2 goluri, Pop cu 9.8, <laughs> Perea gol 8.9, Cisoti cu asist 8.3. Al treilea cel mai bun jucător din acest meci. Mie mi s-a părut uh, mai bun decât Pop. Pop, na, e ca atacant asta de acolo a dat două goluri, dar Cisoti mi s-a părut uh, extrem de eficient și pe plan defensiv. Perea n-a trecut nimeni în el. Un meci foarte bun, cred că n-au avut niciun ora au avut două șuturi dar n-am avut emoții cu Herman și Am câștigat așadar așa, Cupa României. Edson Albeida face 16 ani, jucătorul brazilian de la Academie și o să-l promovăm pentru că are un potențial extrem de bun, dar nu avem pe cine să dăm afară, așa că nu-l mai așteptăm. Nu-l promovăm încă. două oferte pentru Borbei, bun. Și o să încercăm să-l dăm la West Brom sau la Birmingham. Excelent. Ne-am înțeles cu ambele echipe, West Brom ne dau 2 milioane, Birmingham ne dă cu 50 de mai puțin, dar nu contează, are de ales între aceste două formații, sper să plece. Iată și parada, cu jucătorii noștri cu uh, trofeul uh, Cupe României. Suntem așadar uh, din nou deținători acestui trofeu după ce l-am luat în primul sezon când l-am luat eventul. Cred că sezonul trecut nu l-am luat. N-am luat trofeul ăsta sau nu mai țin aminte minte, habar n-am, dar cred că nu l-am luat. Cred că doar... Uh, doar primul sezon am câștigat acest trofeu, dar e bine, avem două sigur. Acum va face un squad report să vedem exact cum au evoluat băieții în acest sezon. Borbea a crescut două puncte, dar va pleca, 25 de meciuri pentru 10 sheet-uri, un portar care a gafat extrem de mult în acest sezon, din păcate. Roha s-a prins 20 de meciuri la și a crescut 5 puncte, un portar foarte bun. Are 67 OVR, 18 ani și potențial foarte bun. Va juca are și două asisturi, bă. Două asisturi pentru portar. E foarte bine. Pier 33 de meciuri în acest zonă. 11 clinșturi. A crescut 3 puncte. Francezul nostru cu mare potențial. Eduardo Chavez a prins 40 de meciuri. Un gol și două asisturi în fundaș stânga. Extrem de interesant care nu are foarte mare viteză, dar care se descurcă extrem de bine în flancul stâng, e un jucător fenomenal, a crescut 4 puncte, îmi place mult de tot el. Ianis Lucas, rezerva sa, a prins 18 meciuri, fără contribuții, doar 4 clean a crescut și el 3 puncte, o să rămână probabil și în sezonul următor. Harv Weber, jucătorul care a fost în cea mai mare parte a sezonului capitan alături de Alex Pop, Uh, după ce s-au a și soti, 49 de partide, un asist 5 puncte în plus, are 70 OVR și rămâne cu Exciting Prospect mai departe e De Jong, Lawrence De Jong celălalt jucător împrumutat la Herman așa 27 de meciuri, a jucat și el în acest sezon 2 dou asisturi pentru un fundaș central, 5 puncte în plus, bine de tot Perea, 4 goluri și un asist pentru un fundaș central în 39 de meciuri e foarte mult. A crescut 4 puncte, mexicanul. Sincer, la un moment dat nu mi-a plăcut de el, am vrut să-l vând, dar pe finalul de sezon chiar s-a descurcat foarte bine. Delgado, de la voluntari, împrumutat și el acolo, a prins 29 de partide, a dat un gol și un asist, 4 puncte în plus. Lungu a prins 20 de partide, a fost împrumutat în prima parte la Botoșani, după care a revenit 20 de meciuri în acest sezon și a crescut doar 6 puncte, doar 6 puncte, da. Jomo Smith a prins 29 de partide, a crescut 3 puncte, însă cred că ne va părăsi, nici potențial nu are, e destul de slăbuț, din păcate. Cleber Andrade a prins 32 de partide la CFR Cluj, un transfer foarte bun acolo pentru el, care l-a ajutat să crească mult, a oferit un asist, va reveni probabil și va juca. Nicu Marin de la Sepsi, 12 partide a jucat în acest sezon, a crescut 5 puncte. Evaristo Romero, jucătorul uruguayan care a venit de la Academie acum câteva episoare, a prins un meci în acest sezon, jucător care va pleca la casă în Pașa, într-adevăr la sfârșitul acestui sezon când se va deschide perioada de transferuri. Avem o grămadă de fundaj centrali, nu știu ce să fac cu ei. Vlad Coman a prins 19 meciuri, a crescut 6 puncte în plus. Luna a prins 34 de meciuri, un gol și un asist, 4 puncte în plus. Parcă mai slab decât sezonul trecut. Mi s-a părut mai bun sezonul trecut, dar da, îl lăsăm că e jucător ca un mare potențial. Ibrahim Ilmaz, jucătorul pe CDM, 36 de meciuri pentru el, un asist, doar 3 puncte în plus. Nu știu ce o să fac cu băiatul ăsta, nu mă prea încântă, dar vom vedea. Timothy Blanchard a prins 31 de partide, 5 asisturi pentru el, un mijlocaș box to boss extrem, boss, to boss e el, nu box to box, da, e boss to boss, că e boss de tot. E foarte bun. Stilul lui Paul Pogba, am mai spus-o, îmi place rău de băiatul ăsta, a crescut doar 3 puncte, nu are potențial, dar poate o să-i crească dacă tot evoluează. Cătălin Bucur a prins o partidă, a oferit două asisturi, e un jucător extrem de interesant și băiatul ăsta. E peste Blanchard, după părerea mea, și cred că o să rămân doar cu ei doi pe CDM, Bilmaz, cred că o să ne părăsească, nu știu. Robin Roman a fost împrumutat la North County și a crescut 11 puncte, la 54 la 65, și are un potențial foarte bun. Când va reveni băiatul ăsta, va fi interesant rău de tot. Asta e avantajul să împrumut jucători în ligile inferioare din Anglia sau alte țări, pentru că acolo au șanse mari să joace. Capitanul Iuri Cisoti la ultimul său sezon a prins 20 de partide, a oferit uh, 7 asisturi și a dat 5 goluri. Mamă! Foarte bun jucător, foarte bun. Îmi pare rău că se retrage, dar asta e. Numărul 30 va fi uh, alui lui pe viață. <laughs> nu va mai avea niciun jucător uh, în această care numărul 30 în semn de respect pentru el. Jucător care s-a accidentat în prima parte a sezonului, uh, accidentare care i-a și pus capăt carierei, a decis să se retragă și na, asta e, Irimi a prins 25 de meciuri, 2 asisturi a crescut 2 puncte, destul de ok când intră, pase foarte bune, dar din păcate nu prea pot să-l joc Fiulor a crescut și el 5 puncte în împrumut a la 63, un uh, mijlocaș central, Niclas Kaufmann a crescut doar 2 puncte în acest sezon 5 goluri, 4 asisturi în 28 de meciuri băiatul ăsta în fiecare sezon are statistici bune chiar dacă nu prea joacă sau dacă joacă doar din postul de rezerve de rezervă gândiți-vă că el nu prea a prins meciuri în acest sezon are 28 de meciuri sunt foarte multe dintre ele de pe bancă. Și a oferit 5, 4 asisturi și 5 goluri. E un jucător extrem de important. s a crescut 4 puncte, a jucat doar un meci în acest sezon la Craiova. Bucur, foarte bun, am cu Bucur, după ce l-am făcut CM, 24 de goluri de meciuri, 4 goluri, 5 asisturi, a crescut 9 puncte în acest sezon. Fenomenal băiatul. Max De a jucat 27 de meciuri, a oferit 6 asisturi și a înscris de 5 ori, 3 puncte în plus, un jucător care a avut momente și momente, dar pe finalul de sezon și-a revenit, pot să spun că e într-o formă bună. Gonsalves, de o exemplu, a fost extrem de slab. Nu știu, a început tare, pot să spun, dar după aia s-a pierdut. A oferit șase asisturi ca și De Jong, dar nu, 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 nu mi-a plăcut din păcate. Cadle cu 8 meciuri, a prins un asist, a crescut 2 puncte, a ajuns la 70, cel mai bun cea mea al nostru, pardon. Chiar le-a ajuns la 60 și el în primul la Iași, a jucat doar 2 meciuri. Diez, 65, o vrea, a crescut 12 puncte, cea mai mare evoluție dintre toți jucătorii noștri în acest sezon. 65 OVR pentru el, un pretendent la titularizare pentru sezonul următor probabil. Să nu uităm pe Fisher, jucător care mereu când a intrat a fost fenomenal. 6 meciuri, un gol, 3 asisturi pentru jucător de 18 ani care are 59 OVR, -e. e senzațional. a să n-a jucat, va pleca în prumut, cred, într-adevăr. Dobre a jucat 41 de meciuri, a oferit 10 asisturi și a înscris de 6 ori. Un jucător extrem de bun, ne-a obișnuit, aveți deja multe sezoane cu el și uh, probabil v-ați dat și voi seama ce fel de jucătorie, e foarte bun. Pitu, 12 goluri, 6 asisturi în 36 de meciuri, un jucător foarte bun și el 30, uh, 5, a ajuns la 75 OVR, 3 puncte în plus. E foarte bun, Do doar 23 de ani, nu știu dacă o să-l vine sau va rămâne în acest sezon, adică în sezonul care vine. Ibrahim, după cum spuneam, unul dintre cei mai tehnici jucători pe care am avut la vreo carieră. 28 de meciuri în acest sezon, 4 goluri, 5 asisturi, însă driblingurile sale sunt pur și simplu fenomenale. câteodată nu le ascunde mingea la fundaj, nu poate să le ia. Nu poate să ia mingea nimeni. Uh, Breno Gonçalves a prins multe meciuri de pe bancă, doar 26 de meciuri în acest sezon, două goluri și un asist a crescut 3 puncte. Ibrahim a crescut și el 4 puncte la UTA, dar n-a jucat, din păcate. Corneliu Marin a crescut 11 puncte, mamă, mamă! Pă, nu mă așteptam, iată, l-am împrumutat și uh, mi-am pierdut conexiunea Wi-Fi. L-am <laughs> împrumutat și a uh, jucat foarte bine în împrumut, extraordinar chiar. Și Nader a crescut și el 4 puncte în împrumut. Burgoa a crescut și el 4 puncte, tot la 67%. Uh, Dragoviș la Sepsi a jucat 13 meciuri, a făcut doar un asist uh, și a crescut 9 puncte totuși. Cristea a jucat 40 de meciuri, 4 goluri, 12 asisturi. Doamne, pe asisturi e fenomen! Unul dintre pariurile mele, Moldoveanul Cristea o să rupă în continuare, sunt sigur de asta. Yasin Ilmaz a crescut și el în împrumut 8 puncte, 65 OVR pentru el. Jovanović uh, a crescut 8 puncte și el 64%. Jaramillo a crescut 7, a la 61 la Forest Green. Alexandru Pop, 40 de meciuri, 28 de goluri și 4 asisturi, 32 de contribuții în 40 de meciuri. Fenomenal, pantera noastră rămâne la nivel înalt. Mai departe îl avem pe Alex Becker, poate cel mai important jucător al nostru în acest sezon, dar pe final na, nu, nu prea mai da randament, dar am încredere în el. 24 de meciuri, 24 de goluri și 6 asisturi, 35 de meciuri, 30 de contribuții în 35 de meciuri, e fenomenal. 4 puncte în acest sezon, a crescut, a ajuns la 70 și probabil va fi titular în sezonul următor, pentru că e foarte bun. Cruz a jucat și el 7 meciuri, a dat două goluri totuși, iată, deși nu mi s-a părut a fi un jucător interesant, poate o să-l împrumutăm, adică mai mult ca sigur o să-l împrumutăm. Laurențiu Cristea a jucat 3 meciuri la voluntare, a crescut doar un punct, din păcate, slab. Germen, 4 meciuri, un gol și ce gol cu FCSB un gol care ne-a dus 3 puncte, dacă nu mă înșel. Mustafa care a crescut și el 6 puncte în împrumut, un alt atacant destul de tânăr. Și cam asta e squad reportul din acest sezon. Și între timp vin scoutării, Primul din Uruguay, să vedem dacă ne aduce ceva. Nu ne aduce nimic din Uruguay, mai avem încă 2. Din România ne-l aduce pe Andrei Lungu, care pare destul de interesant, are și valoare bună și potențial, o să-l luăm. Iar din Moldova, Valeriu Lungu. Pff, același nume, dar că unul e din Moldova, unul e din România. Îl luăm și pe ăsta. O, oh, și l-avem pe Eric Cristea, mamă, 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 un nou Cristea din Moldova. 1.900.000 valoare, potențial imens. Mamă, ce jucător. Mai e, e unul aici, Călin Român, care are 16, 15 ani, incredibil. Ce e Moldova, bă? S-a spart țeava de talente. Lungul, din păcate, e portar. Și n-am nevoie de portar, din păcate. Dar nu vreau să-i stric cariera așa că o să leau iau și o să-l vând. Călin Roman, 15 ani, 59 OVR, o să încercăm să-i schimbăm în poziția, dar cred că e jucător de bandă poate juca atacant aparent care shooting destul de bun, o să-l facem atacant poate crește, Andrei Lungu 57 OVR, din păcate cam puțin, este LM, o să-i schimbăm poziția dar nu putem aparent mm, asta mă cam supără și Eric Cristea, 63 OVR pe poziția de cam, pare a fi atacant, nu știu bandă, dar nu cred că e cam cred că e jucător de bandă și am la Benz de mă doare cap. O să-l facem left winger pentru că e dreptaci. Dar e un jucător foarte interesant. Așadar, campionatul e câștigat de FCSB. Cupa României e câștigată de noi. Champions League, iar Real Madrid în final cu Spurs 4 la 2. Ce finală frumoasă cu 6 goluri. Europa League e câștigată de Frankfurt în final cu Liverpool 1 la 0. Iar Conference League e, e, e brr, competiția unde am jucat și noi. Doamne, nu-mi găseam cuvintele. <laughs> competiția unde am jucat și noi și am fost eliminați în semifinal de Bilbao. Bilbao câștigă, iată. Câștigătoarea ne-a eliminat, măcar, măcar știm că n-am fost uh, învinși de cineva care a pierdut finala, nu e așa. <laughs> Sand Gallen însă a făcut un sezon, doamne, a eliminat Ajax, Chelsea, a jucat extraordinar. Merită toate felicitările băiețești. M-am uitat peste lotul lor, n-au jucători interesanți deloc. Vorbei nu se înțelege cu West Brom, nu știu ce vrea băiatul, dar în fine. Ce aveți primește o ofertă, nu-l dăm. Pentru noi urmează campionatul mondial din 2026 la Naționala României, grupă cu Germania, Suedia și Qatar. Va fi nebunie, așadar data viitoare jucăm cu România la mondiale, sper că v-a plăcut acest episod, unul mai scurt probabil, uh, am făcut doar un squad report și am jucat finala cupei, așa că lăsați acolo un like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, cam atât pentru azi, pa, pa!